Bună ziua, domnul Gheorghe. Da. Vinovat sunteți. Da? Mie îmi pare că am încurcat. Poate și-a să-mi păcat. Am arătat voi din 80 de ani. A? Așa. Eu vă dau 40, nu mai mult. 40? 40 de ani, cam cam, nu știu. Așa, uitați, aici ce vă dumneavoastră și aveți o vârstă frumoasă. Da. Și ați ajuns la 80 de ani și ați avut de toate și ați făcut de toate, da? E, cât am și ați ajuns la 80 de ani să aveți și o surpriză frumoasă din partea cuiva drag. La cine construiți? La nepoată. Și încă. Este ceva care nu știu dumneavoastră? Este. Cine? Fată. Cum? Elena. Este din departare, cu da. Cuiva drag. Da, da, Italia, la Italia. Așa, uitați-vă, această tortă este pentru dumneavoastră, în special cu vârsta dumneavoastră, vă rog frumos. Așa, o să dați cuiva să vă ajute. Mândri căpșuni. Dați-i torta pentru că dumneavoastră mai aveți așa un coș de trandafiri alb care este pentru dumneavoastră. Vă rog frumos. Eu cred că ați meritat. Vă mulțumesc frumos. Această surpriză pentru că vă iubește foarte mult. Este de la Leona din Italia. Da. Și desigur o să vă las cu dumneavoastră să lăsați un mesaj de mulțumire fiicei dumneavoastră care în aceste zile vă iubești foarte mult ca și întotdeauna, dar astăzi este o zi mai specială și pentru ea, pentru doamna Leona. Și eu o iubesc și mi-e dor tare că am mai mult de 6 luni de când, mai mult de când noi acasă, numai cât contactăm peste, cum îi spune, pe telefon, ne vedem. Internetul ne mai salvează. Da, da, ia că ne mai uităm fotografia una altă. Și îi mulțumesc foarte mult și îi doresc și ei sănătate și puteri de muncă. Îi doresc. Și încă 80 de ani? Nu, nu trebuie. Vă mulțumesc sincer, felicitări pentru că ați meritat. Aveți o familie foarte dragă care vă iubește și nepoții dumneavoastră și copiii tăți care vă iubesc și vă stimează. Mulțumesc tare. Sănătate să aveți întregii familii și o revedere cât mai curând cu fiica dumneavoastră. Asta e cel mai important. Da, dar vezi că e ca în legătură cu pandemia asta. Da, da. Asta eu cred că s-a atreșit. În fiecare zi Da. Persoane care duc două. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani și mult sănătate.